Iar acum ne îndreptăm spre Favă. Am avut puțin de pedalat până aici, dar merită, este o priveliște plăcută. Am străbătut întreaga stațiune. Ne bucurăm și de mișcare. Mai avem puțin și ajungem aproape de Favă. Cum ți se pare priveliștea de aici? Minunat, foarte frumoasă, călduroasă, soarele e cu noi și azi, bine. Sunt în jur de 34 de grade. Chiar este senin. Din cauza că este la plajă, e prea cald. Am decis să ne plimbăm puțin până la Favă. Să facem o mișcare. Da, bine să faci sport de zile. O să vizităm puțin Favă. Pe lângă plimbările acestea, aici în Costinești, ai mai multe oportunități. Poți să te plimbi cu bărcile, cu vaporașele, este parcul de distracții. O să mergem și acolo diseară. E mai târziu. Haideți să ne bucurăm de priveliște. Da. Să ne bucurăm, să ne bucurăm în continuare de frumusețile stațiunii. Ne auzim puțin mai târziu de la partea de... Ciao. Am ajuns și la Favă, o priveliște minunată de aici. Cei care vor să meargă mai aproape de ea, trebuie să închirieze o barcă sau să meargă cu vaporașul. Altfel este greu de ajuns. După cum puteți vedea, marea este minunată, însă avem oamenii mai puțin frumoase al litoralului românesc. Oamenii trebuie să fie un pic mai... Da, mai, trebuie să fie puțin mai civilizați. Să nu lase mizerie în urma lor, chiar și pe plajă și lângă plajă mai întâlnești plajă. Multe... Foarte multe gunoaie, să zicem așa. Resturi menajere. Lumea ar trebui să fie puțin mai responsabilă. Să fie mai disciplinat. Dar probabil cu timpul o să se schimbe și lucrurile acestea și o să fie mai o țară mai civilizată ca celelalte țări europene. Sau pe cei cu ajutor social putem trimite prin zonă. Mai verifice și editor de gând. Thank you.
cea mai bună shawarma de, de aici, de pe plajă, așa? E, 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 e! La farfurie sau... La farfurie. E bine, bine! Mulțumesc! Dacă vreți o șaorma bună, veniți aici la Iep Iep! Acesta a fost episodul de la mare. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul nostru. Până data viitoare, numai bine!